Vă așteptăm la o plimbare cu șalupa cea nouă, croaziera durează 30 de minute. Ce putem vedea? Cazanele mici, cazanele mari, peștera Ponicova, grota Veteran, golful Mraconia, golful Dubova. Pe șalupa aveți un ghid din partea acasă care vă va explica tot ce veți vizita pe parcursul croazierei. Așa a fost atmosfera în zona chipului lui Decebal, locul principal de plecare în croaziere pe Fluviu. Sute de turiști și-au așteptat nerăbdători rândul la un loc într-o embarcațiune care să-i ducă spre frumusețile Clisurii. Chipul lui Decebal până la grota ce ascundea garnizoane în trecut. Și ce ne-a plăcut și mai mult e că ai noștri copilași au beneficiat de oportunitatea oferită de capitan de a le da manșa pentru puține minute. Lumea trebuie să conștientizeze că cazanele Dunării, Clisura Dunării este un brand, este principala punct de atracție din sud-vestul României. Spuneți-mi, vă rog, cam câți turiști apreciați că au venit aici în perioada asta? Fără a fi deloc exagerat, cred că sunt între 4-5 mii de turiști în fiecare zi. Turiștii care s-au cazat în pensiune au avut parte de câteva zile de liniște. Au făcut plajă, au pescuit, au mers în drumeții și au mâncat bine. Este o zonă unică în România, ne place la Dunăre. Eu m-am născut la Dunăre, în zona Corabia. Zona este liniștită, relaxant și bine, peisajul este foarte frumos și am venit și cu copilul și este foarte fain și pentru ea. Ne-am dat cu barca, cu colacele, am înotat, am pescuit. În bucătăriile pensiunilor s-a muncit de zor de dimineața până seara. Somnul și crapul au fost fel principal pe lista de meniu, iar saramura preferată a turiștilor. Peștele se prăjește pe plită cu sare, să coc legumele, ardei, roșii, ceapă și apoi să ispuie. Se bagă la cuptor în tavă și se servește cu mămăliguță. Apreciată de turiști, saramura? Foarte. Nu numai turiștii s-au bucurat de această vacanță, ci și proprietarii de pensiuni, care după această vacanță de Rusalii s-au felicitat că au investit în această zonă. Cred că este cea mai plină zi sau cea mai plină perioadă de când am venit noi aici. Dunărea parcă este mai vie ca niciodată. Turiștii sunt din ce în ce mai mulți, parcă și peisajele sunt altele când ei sunt pe Clisură. Vacanța de Rusalii se încheie astăzi, dar suntem abia la început de vară, așa că mulți dintre turiști și-au propus să se întoarcă în Clisura Dunării.